Rusia a ordonat comandamentului forțelor sale armate retragerea trupelor de la granița cu Ucraina în bazele permanente începând cu ziua de vineri, adică de astăzi, spunând că a finalizat cu succes o inspecție rapidă a forțelor din sudul și vestul său lângă granița cu Ucraina, potrivit agenției RIA, o agenție de presă din Rusia. Și uitați că venim și cu vești bune, că tot spuneți prin comentarii că băi, Joker, tu doar vești proaste dai, nu dau doar vești proaste, ci pur și simplu informez despre lucruri despre care ar trebui să fim informați, adică uneori mă miră cum oamenii nu doresc să informeze, să vadă ce se întâmplă acum în lume, adică e destul de important. Mă rog, uitați că am venit cu o veste bună, pentru că ieri mi-a țărit, când am postat podcastul de ieri despre Rusia și România, mi-a țărit în cap că băi, că au retras ăștia trupele. Păi vă dați seama, când postasem eu podcastul, au retras trupele, cred că știrea apăruse cu 30 de minute sau cu 40 de minute înainte să postez eu podcastul. Vă dați seama, plus că podcastul respectiv fusese filmat cu vreo 3-4 zile înainte de a fi postat. Vă dați seama, nu am de unde să pot să fac modificările astea atât de rapide. Dar nu a spus nimeni că ne paște războiul sau așa mai departe, ci pur și simplu am făcut o analiză. Ok, înainte să trecem și la informațiile propriu zise, vă dați seama, acum nu știm dacă tot conflictul s-a terminat. E doar o veste bună, faptul că își retrage Rusia trupele. Acum vom vedea exact ce va fi. Anunțul a determinat o apreciere bruscă a rublei, după săptămâni de tensiuni cu Occidentul din cauza unei mari concentrări militare rusești lângă Ucraina. Nu este clar dacă ordinul implică toate forțele mobilizate. Un diplomat al Uniunii Europene a alegrat luni că Rusia a amasat peste 100.000 de soldați în apropierea frontierei. Cred că obiectivele inspecției rapide au fost finalizate pe deplin. Trupele și-au demonstrat capacitatea de a oferi o apărare credibilă a țării, a declarat ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu. În acest sens, am decis să finalizez inspecțiile în districtele militare sudice și occidentale, a mai spus oficialul. Shoigu însă a ținut să sublinieze că Rusia este în gardă cu privire la activitățile NATO în Europa de Est. Monitorizăm îndeaproape desfășurarea trupelor NATO în zonele în care se vor desfășura exercițiile Defender Europe 2021, a spus el. Rusia va răspunde în mod adecvat la toate schimbări din apropierea frontierelor rusești, a mai spus ministrul rus al apărării. Sergei Shoigu a anunțat că trupele se vor întoarce la baze până la 1 mai. Defender Europe este un exercițiu multinațional anual, sub comandament american, menit să consolideze pregătirea și interoperabilitatea între armatele Statelor Unite ale Americii și ale celorlalte state aliate, cum și ale unor state partenere. Din martie până în iunie, peste 28.000 de militari din 26 de țări vor desfășura exerciții în peste 30 de zone de antrenament din 12 state. Acum să vă spun ce a spus și fostul ministru de externe, și anume Cristian Diaconescu, cu privire la situația asta. Rusia își calculează foarte bine pașii atunci când face demonstrații de forță, precum cea de la granița cu Ucraina. Federația Rusă nu blufează în astfel de situații. Pașii sunt calculați, într-un orizont bine pus la punct de cei care inițiază astfel de strategii. Ca să vă dau un exemplu, în diverse activități militare notificate pe termen scurt sau nenotificate, exerciții pe care le face sau chiar le organizează Federația Rusă. Dincolo de aspectul numeric, dincolo de limitele acceptate conform acordurilor și tratatelor politico-militare internaționale, mai avem un tip de consecință. Armamentul și dotările folosite în exerciții erau lăsate în teren după retragerea forțelor armate și notificarea formală a închiderii exercițiului. Prezența unui număr atât de mare de soldați ruși în zona Mării Negre, cel puțin 100.000, a generat îngrijorări serioase, iar mesajul oficialilor occidentali au venit prompt și fără echivoc. Este o escaladare neprovocată destinată să destabilizeze Ucraina. Într-o astfel de situație, o simplă scânteie poate genera un cerc vicios de reacție și contrareacție, care ar fi fost greu de controlat. Și aceasta este principala îngrijorare astăzi în zona politică, militară, diplomatică. În momentul de față, situația este ținută sub control, consideră Cristian Diaconescu. Fostul ministru de externe a reliefat și contextul economico-politic în care au loc astfel de gesturi provocatoare din partea Moscovei. În septembrie vor fi alegeri parlamentare în Federația Rusă. Pandemia a lovit greu statul rus,
În egală măsură, impactul sancțiilor economice introduse încă din 2014 începe treptat să-și arate consecințele în ceea ce privește economia și modernizarea Federației Ruse. Pe de altă parte, zona de est a Ucrainei este foarte industrializată, de aici și gândirea în legătură cu posibile incursiuni ale Moscovei spre portul Mariupol, de exemplu la Marea Azov. Închiderea Mării Azov, apropierea de un oblast din jurul Crimeei, pot avea, dincolo de expresia unei deschideri și ridicări Federației Ruse la masa jocului global și anume tip de impact economic, dar acest moment se discută mai ales de simbolistica politică și strategică în ceea ce privește toate aceste dezvoltări. Rusia susține că își va retrage, cum am spus, de vineri trupele trimise la granița cu Ucraina. Anunțul a venit joi de la ministrul apărării, care spune că exercițiile militare efectuate în Crimea și la frontiera vestică au fost un real succes. Dar mi se pare așa de amuzant, adică uneori chiar rușii ne iau de proști, nu mă refer pe noi românii, ci întreaga lume, adică ei au trimis 100.000 de militari la graniță și după au spus că nu, stați liniștiți, astea au fost și exerciții militare, le-am efectuat cu succes, iar acum ne întoarcem acasă. Nu vă îngrijorați, nu am vrut să facem nimic rău, nu am vrut să pornim un nou război, nu am vrut să invadăm Ucraina, stați liniștiți, efectiv a fost o... un mic exercițiu. Și vreau să vă spun că ministrul rus al apărării face o referire directă la România într-o declarație despre NATO. Ultimele zile au fost presărate cu tot fel de declarații mai mult sau mai puțin amenințătoare. Vladimir Putin a spus Occidentului să nu treacă linia roșie. Mesajul de la Washington, deși nu la fel de amenințător, a rămas ferm. Comportamentul Rusiei este inacceptabil și trebuie să înceteze. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat fără echivoc că Statele Unite nu au niciun motiv să accepte amenințările Rusiei. Suntem imuni, a spus Jean Psaki. La rândul lor, țările membre ale NATO au renunțat joi a acțiunilor destabilizatoare ale Rusiei în unele țări ale alianței, dar nu au renunțat pe de altă parte măsuri concrete în sprijinul Cehiei, care lansase un apel la o acțiune colectivă cu expulzări de diplomați ruși. În acest context, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat convocarea pentru săptămâna viitoare a ședinței CSAT, unde ar urma să fie discutată situația din estul Europei. În declarația prin care ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, anunța încheierea exercițiilor militare din apropierea granițelor Ucrainei, oficialul rus atrăgea atenția că Moscova monitorizează activitatea NATO în estul Europei, referindu-se la viitoarea exerciții Defender Europe 2021. L-a nominalizat și România. Au fost create centre de coordonare care asigură primirea trupelor și echipamentului NATO în Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria. Rusia va răspunde corespunzător tuturor schimbărilor de situație din apropierea granițelor ruse, a afirmat Sergei Shoigu. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like, share, subscribe. De asemenea, chiar vreau să vă întreb voi ce părere aveți de faptul că acum rușii și-au retras trupele de la graniță cu Ucraina. Credeți că e un semn bun? Credeți că e un semn poate chiar mai rău? Credeți că o să revină toate aceste tensiuni? Sau pur și simplu este doar o mică pauză, aș putea spune? Chiar v-aș răspunde în comentarii. De asemenea, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru secundar de YouTube. Aveți link în descriere, să-mi dați un follow pe TikTok și unul pe Instagram la Jocuri Virtual. Lăsim cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.